zâmbiți. Așa. Mulțumim. Știi, e destul de greu să spui nu. A trebuit să fac ceva cât am așteptat. Bine, da. Îmi pare rău. Am răcit puțin. Sunt surprinsă că nici măcar nu ai arătat asta. În regulă, da, am înțeles. Am fost puțin inconștientă în ultima vreme. În regulă. Sunt sigură că îmi vei povesti despre asta când vei fi pregătită. Emma! Byron, salut! Știam că tu erai. Te-am văzut de la spate și m-am gândit... Emma! Salut, Ricky! Bună, Byron! Și... ies în evidență, nu-i așa? Bineînțeles că da. Ești demnă de încredere, întotdeauna aceeași privire, aceeași vibrație. S-ar spune că se poate conta pe soare și pe tine. Oricum, mai târziu. Ăsta a fost un compliment sau o insultă? A fost înțepătura. Crezi că sunt o persoană previzibilă? Lasă-mă să-ți răspund la întrebare tot cu o întrebare. Numeri de câte ori mesteci fiecare bucățică de mâncare? Asta nu înseamnă să fii previzibil, e doar simțul sănătății. Și rolul meu în această conversație se încheie acum. Știi ce cred eu? Viețile noastre au devenit atât de nebune încât e bine să avem persoane normale în jur. Sunt previzibile. Nu asta am vrut să spun. Soarele și Emma. Știu la ce se referă asta. Asta nu are legătură cu Byron. Voi două tocmai m-ați confirmat asta. M-am săturat să fiu Emma cea de încredere. Am nevoie de o schimbare. O să mă vopsesc. Fetelor, sunt atât de fericită că v-am întâlnit. Domnișoară Chatham, bună ziua! Ce mai faceți? Sincer, Emma, sunt foarte îngrijorată. Am vrut doar să vă spun că voi trebuie să rămâneți împreună. Orice s-ar întâmpla, trebuie să fiți acolo una pentru alta. Promiteți-mi. Domnișoară Chatham, nu știu de ce vă faceți griji, dar cât de vreme sunt conștientă, nu există nimic ce nu aș face pentru Chloe și Ricky. Absolut. Toate trei suntem cele mai bune prietene. Fără secrete. Corect? Corect. Corect. Mă bucur. Ricky! Bine. Deci când? Când ce? Când o să ieșim? Noi amândoi? Uite de asta. Oh, glumești! Nu-i putem dezamăgi pe toți așa. Să dezamăgim pe cine? Prietenii tăi. Cum o să-ți mai spună vreodată că nu sunt bun pentru tine dacă nu o să ieși cu mine? Și cu colegii mei cum rămâne? Abia așteaptă să mă necăjească pentru că ies cu o tipă așa ciudată. Haide! O mulțime de oameni așteaptă asta. Wow! Tu ai prieteni? Ricky! Zei, nu putem. Uită. Poate că spui nu astăzi, dar în ziua când ți-am sărutat buzele, ele spuneau da. Zain, lista motivelor pentru care noi nu ar trebui să fim împreună niciodată e nesfârșită. În vârful ei este faptul că până acum câteva zile venea să acum cu ceva în tine. Și acum? Acum te găsesc mai puțin respingător. Progres. Ce se întâmplă? Domnișoara Chatham. La ce se uită? La noi. Te necăjește? Nu, e inofensivă. Ești sigură? Sunt sigură. E ciudată. E ceva... ceva la ea... Sunt sigură. Deci, despre propunerea mea? Lasă-mă să mă gândesc la asta. Chiar? Nu. Ești sigură că știi ce faci? E ușor. Am făcut asta de 1000 de ori. Serios? Nu, dar am văzut cum se face înainte. Să mergem. Hai să o așteptăm pe Ricky. Știi cum e, întotdeauna se simte exclusă. Bați în retragere, nu-i așa? Pentru că sună de parcă ai ezita. Nu bat în retragere. Hai să facem asta. Wilfred, dăm niște grâu, morcov și suc de papaya. Acum? Într-o zi, Wilfred, o să creez o combinație atât de grozavă încât o să rămâi cu gura căscată. Au mai încercat și alții, Luis. Ce știi despre acea femeie, Chatham? Nimic.
Nimeni nu știe, dar de ce cauți detalii despre ea? Luis, din ziua în care ți-am spus despre afacerea mea, îmi pasă ceea ce crezi. Zane, chiar acum oamenii cred că ești insuportabil, fără minte, un copil bogat și brâzgăiat. Hai să nu mai adăugăm calificative la lista asta. Cine e? Cine e? Dacă aveți de gând să mă enervați, întrebați. Și mai bine ați încuia ușa, mai ales dacă arătați așa. Îmi cer scuze pentru coadă. Am uitat că era apă înăuntru. Vrei să mai continui? Bineînțeles. Nu mă opresc acum. Wow. Chiar ai de gând să o faci? Pe vrea lui Scarlett? Ce? Am crezut că este răsărit indian. Nu-ți face probleme. O să fie grozav. Parca se clătina. Ca și cum ar fi lovit ceva sub apă. S-a înclinat. Am intrat în apă. Îți spun. Am crezut că sunt pierdut. Pentru că habar n-am să not. Dar ceva m-a salvat. Am ieșit afară. Pe urmă... m-am trezit pe plajă. Credeam că te uiți la Donșoara Chatman. Mă uit. A venit asta. Un reportaj din anii 50. A, încă o scuză ca să te întorci la vânătoarea ta de monștri. Asta e o farsă. Dacă vrei să știi, mai sunt și alte dovezi în povestea acestui tip. Zane, au trecut anii aceia. Lasă-o balt. Oamenii și imaginau că erau comuniști spioni peste tot. Tot felul încetează. De prosii. Bine? Bine. Bună, Zane. Ce faci? Ocupat. Prea ocupat pentru mine? Uite, mă duc la cumpărat un inel mare și voiam părerea unui băiat. Pescarul a fost adus la țărm de o fată a locului. O fată de 16 ani pe nume lui Shatterham. Nu m-am simțit așa, doar am văzut pe inel larg și l-am adus la țărm. Cum este simți ca un erou? Domnul Hancock ne-a spus că ceva mare, un monstru l-a salvat. Nu sunt sigură, dar eu nu am văzut niciun monstru ala pe acolo. Dar barca lui s-a scufundat la aproximativ 20 de mile în afara țărmului. Cum a adus-o înapoi? Pescarul, domnul Hancock, mi-a adus un desen cu ceea ce a văzut. Așa că acest reporter își păstrează limpede. E ea, nu-i așa? Ce? Miss Chatham. Nu. E ea. Am dreptate, Luis. E grozav. Deci? Ești ca un nas roșu de clown desprins de față. Arăt îngrozitor! Ce mi-ați făcut? Uite, am încercat să-ți uscăm părul și să te aducem la normal cât de repede a fost posibil. Trebuie să-l uscăm mai plând. E bine. Am vrut o schimbare, dar asta e... Știu. Ar trebui să te gândești la ta viitoare când mai ai asemenea impulsuri. De ce eu? Într-o zi la muncă. Aici. Ce să fac eu cu asta? Cleo! Hei! Așteaptă, ce fac? Ce-ar fi dacă nu se usucă ușor? De unde vrei să știu? Tu spune-i doar că arată bine. Dar nu arată. Salut, Zane! Pa, Zane! Eu, de fapt, sunt aici ca să o văd pe Emma. Trebuie să o văd urgent. Nu se poate. Nu e acasă? Păi, ba da, ea este, dar nu poți. Zane, așteaptă, Zane. Nu poți merge acolo. Emma, unde ești? Trebuie să vorbesc cu tine. Zane, nu. E în baie? Da, e acolo și tu nu poți intra. E încuiat. Emma! Emma! Trebuie să vorbesc cu tine doar 2 secunde. Emma! Emma, haide, ieși afară! Aici ești. Emma, trebuie să vorbesc cu tine despre ceva foarte important. Ce vrei, Zane? Unde a plecat Ricky? Contează? Uite... Ideea e că știu că nu o să fii de acord cu asta și nu vreau să îți stric prietenia cu ea în niciun caz, bine? Dar acea femeie, domnișoara Chatham, trebuie să vorbesc cu ea și nu știu unde e. Domnișoara Chatham? Tu poate vrei să vorbești cu ea, Zane, dar sunt sigură că ea nu vrea. E adevărat că am necăjut-o, dar
dar cred că ea știe mai multe despre acea creatură din mare decât lasă să se creadă. De ce crezi? Îmi amintesc că eram în barca ei și erau toate aceste lucruri foarte, foarte ciudate pe care le-a colecționat. Dar înainte să mă pot uita bine la ele, barca veche și ruginită a început să se scufunde și m-am panicat. Eram împietrit și mă duceam la fund foarte repede. Nu aveam nicio șansă să scap. Am început să mă pierd. Și atunci am văzut ceea ce am văzut. Emma, am nevoie de răspunsuri. Asta e tot ceea ce îmi stă în minte acum. Ea știe ceva despre creatura aceea. Uite, Zane, nu știu ce ți s-a întâmplat, dar domnișoara Chatham e prietena mea și din vina ta s-a scufundat barca ei. Nu ai de gând să mă ajuți, nu-i așa? Bine, mi-a făcut plăcere să... O să o găsesc singur. Mulțumesc pentru ajutor. Deci, ce ai de gând să faci? Nu știu, dar chiar nu mă simt bine pentru asta. Și părul tău, roșu, unde a fugit? Trebuie să fi fost schimbarea. Am fost o sirenă când l-am vopsit. Acum am revenit la normal, la fel ca părul meu. Deci, când ești sirenă, o să fie din nou roșu? Nu știu. Dar nu pot să cred că am traversat toată această problemă pentru nimic. Ce facem cu Zane? Are o fixație. Poate ar trebui să vorbesc cu el. Tu? De ce t-ar asculta pe tine? Vă știu secretul, Luis. În anii 50 ați salvat un pescar de la un naufragiu. După aceea ați spus că nu ați văzut nimic, dar ați văzut, nu-i așa? Te-am văzut scufundând în barca. Încetați să mai jucați teatru. Știți ceva despre creatura aceea? Ați văzut-o și dumneavoastră. Știu o mulțime de lucruri. Dar tu nu. Zain. Ești tânăr și prost. Lasă-o în pace, o sperii. Ce o sperii? Îi pun doar niște întrebări. Vreau să o lași singură. Ori o lași, ori vii să mă ajut să hrănesc rechinii. Tu vei fi antreul lor. În regulă. Dacă nu ați vrut să vorbiți cu mine, atunci o să mă mai uit odată la barca aceea. Sunteți bine? Dar se îndreaptă spre barca mea. Dar nu e nimic în barcă, nu-i așa? O să-și piardă timpul, corect? Corect? E o fotografie? E o fotografie. Dar apa de mare nu... E o ladă veche din metal. Și asta înseamnă că nu o să deschidă? Chiar vrem să ne luăm șansa asta? Ce e cu poza? Trei fete. Domnișoara Chatham și prietenele ei. Deci asta dovedește că a avut prieteni. Cu cozi. E aceeași ca și din medalionul domnișoarei Chatham. Doar că e mai mare. Oh, nu, asta e de rău. Uite, am ceva treabă. Pa și noroc. Despre ce era vorba? Uite, nu avem timp să ne facem griji pentru asta acum. Cleo trebuie să se întoarcă la servici și noi trebuie să-l găsim pe Zane acum. E gata. Excelent. Ce ai făcut? Știi ceva despre motoare? Nu. E bine, gândește că este o magie. Să-l facă pe Zane să întârzi o vreme. Așa că ar trebui să pleci. Nu, fără vânătoare de moștri. Mai ales în jurul insulei Mako. De ce nu? Pentru că sunt alergic la mușcături de rechin. O să fim bine. Uite, am văzut ceva. Ceva mare. Îți jur. Și nu vreau să trebuiască să-mi împart prerogativele cu Luis. Luis? Da. I-am promis o recompensă. Bine, dacă e vorba și despre bani, bani adevărați, mă bag. Bine. Bună. Salut.
Vrei să știi de ce nu o să ies cu tine? Pentru că tu ești obsedat. Monstrul ăsta din mare e o obsesie. Bine, mulțumesc că mi-ai spus. Asta vreau. Scapă de ea și poate o să vorbim. Da? Când? Mergem? Da. Uite, trebuie să mă ocup de ceva. Îmi pare rău. Ne vedem mai târziu. O să cer ajutor acelor tipi. Stai jos. Bine, încearcă din nou. Acum merge. Hai să-l vedem și pe Luis făcând asta. Aici e locul. Vezi vreun rechin? O să fie bine, Nate. Haide! Vino să ne scufundăm. Pare că arată fericite? În mod spectaculos, arată stupid de fericite. Crezi că noi arătăm vreodată așa? Sper să nu. Ce crezi că a fost? Ce? Ceea ce le-a despărțit. Ce s-a întâmplat cu celelalte două? Poate că de asta domnișoara Chaitam ne spune tot timpul să rămânem împreună. Poate că prietenilor ei i s-a întâmplat ceva ce nu vrea să ni se întâmple și nouă. Știi tu, secretele despart oamenii. Toți avem secrete. Doar unul mare, care în mod norocos a rămas încă secret. Unul pe care Zain nu îl va afla. Așa că putem avem încredere una în cealaltă, nu-i așa? Așa e. Așa e. Și oamenii care au încredere unii în ceilalți fac și lucruri pentru ei. Îmi miroasea un plan. Îmi vreau părul înapoi la normal. Nimeni nu știe că ai părul roșu. Asta e doar când ești sirena. Da, știu. E îndeajuns pentru mine. Urăsc asta. Ce zici de o schimbare? Ce zici despre vechea Emma, cea de încredere? Schimbarea e stabilită. Salut, Emma. Salut, Byron. Bună, Byron. Byron. Ceva e diferit. Arăți bine. Ți-ai făcut ceva la păr? Nu, dar îți mulțumesc. Asta a fost clar un compliment. Credeți-mă, asta a fost mai mult decât o simplă formă sau umbră. Credeți-mă, am văzut-o foarte limpede.
o sirenă. O mulțime de păr roșu urmat de această coadă lungă. Nate? Ce? Mă întreb pe mine? Uite, mă întorc acolo. E real acum. E o sirenă pe aici și o să dovedesc asta. Cine vine cu mine? O sirenă? Ești nebun de tot? Ei bine, l-a văzut ceva acolo. Pentru că atunci când s-a întors din apa aceea arăta ca un băiețel speriat. Nate, fă-mi o favoare și nu mă mai ajuta, bine? Și cum arăta mai exact sirena asta? Avea părul roșu? Era drăguță? Nu i-am văzut fața. Bătrână? Tânără? Nu știu, dar era ceva în legătură cu femeia aceea. Domnișoara aceea tămare părul alb, Zane. Nu ea e sirena da, ta. Da, bine, poate că nu, dar e legată de ea într-un fel. Dar tu, Nate, ce ai văzut exact? Păi, nimic. Eram la suprafață atunci. Zane, cred că lipsa de oxigen ți-a făcut rău la creier. Scumpule, mai bine te răcorești un pic. M-a văzut. Cum? Afară din barca domnișoarei Chatham. N-am avut grijă. Sunt o proastă. Nu ești tu vinovată pentru asta. Și uite-te în jur. Nimeni nu o să-l creadă. Dar nici el nu o să renunțe la asta. În regulă, uite. Câtă vreme nu intri în apă, nu te poate găsi. Așteaptă. Unde este Ricky? Ce se întâmplă cu ea în ultima vreme? Zane! Zane, așteaptă! Ce, vrei să mă umilești mai mult? Nici o audiență, nici o problemă. O, asta e prea mult pentru tine. Vreau să ies cu tine. Dar discuția despre sirene încetează. Uite, eu te plac. Nu m-a întrebat de ce, pentru că nu am nicio idee, dar îmi placi. Fără sirene? Ăsta e tipul. Acceptă sau lasă. Bine, fără sirene.